O posibilă intrare în insolvența complexului energetic Hunedoara este tot mai aproape de concretizare. Dacă Anișir, redresarea colosului industrial pentru continuarea activității nu s-a reușit, acum în prag de lichidare soluțiile sunt tot mai puține. Asta îngrijorează administrațiile publice locale, care vor avea de suferit foarte mult de pe urma acestui lucru. Soluția care trebuia rezolvată și pusă în practică începând cu 2010 era aceea a constituirii celor două unități energetice, companii energetice, care să aibă un mix de energie, și atunci astăzi nu mai vorbeam de închiderea mineritului în Valea Jiului. Nu s-a dorit în acel moment, nu s-a putut realiza acest aspect și acum suntem unde suntem. Sigur, problemele sunt mult mai mari, de legislație, de energie regenerabilă și așa mai departe. În acest moment, cei de la complex trebuie, din ce am înțeles eu, să prezinte un plan sau un program de restructurare până peste 6 luni, când au întâlnirea Comisiei Europeană, și de acolo încolo se pot discuta diferite scenarii. Acum, pe raza municipiului Petroșani, mai funcționează doar o unitate minieră, și anume Livezeni. Închiderea prematură a acesteia ar crea o gaură enormă în bugetul administrației locale. Ar fi un impact extrem de negativ din punct de vedere al oamenilor și al locurilor de muncă, în primul rând, dar și al veniturilor la bugetul local. Ar fi un impact negativ de aproximativ 30% din totalul bugetului de venituri a municipiului. Vă dați seama că ar fi mai mult decât rău. După cum susține și primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Driții, o eventuală privatizare a complexului energetic Hunedoara reprezintă doar un vis care este foarte greu de atins. Nu știu. Nu știu dacă ar mai fi cineva dispus, nu știu dacă legislația ar permite așa ceva. Cred că este, până la urmă, de datoria Guvernului României să găsească o soluție. Fie că o declară resursă strategică de interes național, fie că găsesc alte soluții, dar ceva trebuie făcut. Un exemplu foarte bun este acum Polonia, care se află într-o situație similară cu cea a României. Spre deosebire de noi, polonezii au știut să pună piciorul în pragul Comisiei Europene, reușind astfel să-și salveze minele aflate pe un program pe termen lung de închidere. Polonezii s-au dus cu un program concret, clar, cu argumente pertinente, și au reușit să convingă Comisia Europeană de ceea ce ei au nevoie, ceea ce cu partea română nu s-a întâmplat. În aceste condiții cred că o să fie destul de greu de gestionat municipalitatea pe viitor, cu foarte mulți șomeri și cu, iată, 30% mai puțin bani. Da, va fi o mare problemă. Pe zi ce trece, stația de sortare și transfer a deșeurilor menajere din zona fostei mine Dâlja prinde contur. Lucrările sunt în grafic, iar la sfârșitul acestui an se preconizează chiar o inaugurare. Din informațiile care le am eu, se finalizează în acest an și ea va deveni funcțională, cu siguranță. E o stație de sortare a gunoiului menajer din toată Valea Jiului. Am fost în vizită acum vreo 2 săptămâni, s-au achiziționat și 7 autocamioane care vor transporta gunoiul compactat către groapa de la Bârcea. Toate utilajele sunt performante, infrastructura e foarte bine făcută. Cu siguranță în acesta se va da drum. Stația de sortare are o capacitate de 15.980 de tone pe an, iar cea de transfer are capacitatea de 42.600 de tone pe an. De asemenea, foarte importantă este și colectarea selectivă a gunoiului de fiecare dintre noi. E adevărat, încă nu se realizează la momentul depunerii gunoiului menajer. Stația de transfer are posibilitatea să sorteze diferite categorii de deșeuri. De fapt, și ăsta este și rolul principal al acestei stații, să nu duci la groapa de gunoi un volum foarte mare de deșeuri și să duci pe cât posibil numai deșeurile biodegradabile și să recuperezi tot ce se poate, de la metale până la hârtie. Asta înseamnă bani pentru administrația publică, practic. E adevărat, asta înseamnă bani pentru administrația publică și înseamnă, dacă vreți, așa cum spuneați, și un grad de civilizație adecvat zilelor pe care le trăim. Stația de sortare a deșeurilor menajere face parte din proiectul demarat de Consiliul Județean Sistem de Management Integral al Deșeurilor din județul Hunedoara, în care administrația publică petroșeneană este partener alături de alte 68 de administrații din județ.
Toamna va fi una foarte încărcată pentru municipiul Petroșan, când vine vorba de lucrările care se vor efectua aici. Astfel, dacă în zona colonie se va lucra intens la asfaltarea străzilor, în celelalte părți ale orașului, mai multe blocuri și grădinițe vor fi anvelopate. În următoarele luni avem lucrări de reparație a drumurilor în zona colonie și în oraș acolo unde avem de intervenit. Pe de o parte, pe de altă parte vom trece la anveloparea câtorva grădinițe, Petroșan, pe un program cu finanțat de Națiunile Unite. Continuăm programul de anvelopare a blocurilor atât cât vine finanțarea de la Guvernul României. Mai mult decât atât, primarul municipiului Petroșan, Tiberiu Iacobdriții, speră ca tot în această perioadă să se concretizeze lucrurile și la singurul cinematograf din oraș. Sper ca în cel mai scurt timp să putem să vorbim și de o finanțare pentru reabilitarea cinematografului, fostul cinematograf 7 noiembrie. Am făcut toate demersurile, acum suntem la faza la care Compania Națională de Investiții să scoată la licitație acest obiectiv. Astfel, locuitorii municipiului Petroșan trebuie să știe că nici în perioada următoare nu vor scăpa de disconfortul creat de demararea acestor lucrări. Gorjenii buni de plată după ce și-au pierdut cardurile de sănătate. La ora actuală, Casa de Asigurări de Sănătate a înregistrat peste 3.000 de cereri în vederea duplicării. Ceea ce oamenii uită când nu dau importanță cardului este că eliberarea unuia nou costă, iar costurile sunt suportate din buzunarul asiguratului. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Gorj susțin că de la 1 august nu se vor mai face decontări decât pe baza cardului de sănătate. Acest lucru nu are însă efect prea mare la nivelul județului, întrucât peste 80% dintre asigurați și-au activat documentul. La nivelul județului Gorj avem la ora actuală aproape 164.000 din ele deja activate, un procent de aproape 80%, ceea ce ne situează, cred, pe locuri fruntașe, să spunem, la nivel național, și dovedește că oamenii au intrat în posesia cardurilor, că le-au activat deja și că încep să le folosească. Foarte, foarte multe din servicii sunt făcute numai pe baza cardului și probabil că atunci când nu se vor mai deconta decât pe baza cardului de sănătate, nu vor fi probleme. Sunt însă și persoane care nu au dat o importanță prea mare cardului de sănătate. Odată pierdut, asiguratul nu mai poate beneficia de servicii medicale și este obligat să ceară duplicarea cardului. Procedura, deși nu este una greoaie, se simte la buzunare și pune asigurații pe drumuri. Da, din păcate avem în jur de 3.000 de cereri, din câte știu eu, cu tot cu carduri care nu au fost emise și carduri care au fost pierdute. Procentual sunt foarte puțini, dar ca număr sunt destul de mulți de oameni care le-au rătăcit. Mulți dintre ei au reclamat în prima fază că n-ar fi ajuns din cauza Poștei Române, după care ulterior au revenit și au spus că de fapt s-au rătăcit, s-au pierdut. Au fost și 3 carduri care au fost defecte, făcute direct de la Imprimeria Națională, care au fost returnate, dar în principiu, per total, Nu sunt probleme. Pentru deosebit. Duplicat, cât trebuie să plătească? Vorbim de 15 lei. Oamenile, nu este o sumă foarte mare, dar trebuie plătită numai în situația în care a fost vina asiguratului. În ceea ce privește reticența asiguraților de a intra în posesia cardului, aceasta a mai scăzut. Doar 100 de gorjeni refuzând să-l primească. În locul cardului ei preferă adeverințele eliberate de CS Gorj pentru a putea beneficia de servicii medicale. Guvernul a aprobat printr-un memorandum deblocarea sumei de 5 milioane de lei aferentă lunii iulie pentru derularea în acest an a programelor finanțate anual de la bugetul de stat în scopul sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. Suma reprezintă cea de-a cincea tranșă deblocată în 2015 din fondurile ce urmează să fie repartizate de guvern pe o perioadă de 6 luni în mod eșalonat pentru programele destinate IMM-urilor. Astfel, programele implementate de minister și finanțate din bugetul de stat pentru înființarea sau dezvoltarea de noi IMM-uri sunt programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitatea accesului la finanțare Start, programul pentru stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manageri din sectorul IMM-urilor, programul național
național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri, programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, dar și programul de dezvoltare antreprenorială pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri aplică strategia și programul de guvernare în domeniile energetic, resurselor energetice, întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine 23 iulie un curs al euro de 4 lei și 41 de bani, al dolarului american de 4 lei și 3 bani, iar lira sterlină a fost cotată la 6 lei și 31 de bani. La Casa de Schimb Valutar și Exchange SRL, cursul euro este la cumpărare de 4 lei și 37 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 42 de bani. Dolarul american se cumpără cu 4 lei și se vinde cu 4 lei și 7 bani. În ceea ce privește lira sterlină, aceasta la cumpărare este de 6 lei și 22 de bani, iar la vânzare de 6 lei și 33 de bani. Mâine vremea va fi caniculară, iar disconfortul termic accentuat în cea mai mare parte a țării, dar în mod special în regiunile vestice și sud-vestice, unde se pot înregistra după amiază valori termice în jurul ar 38 de grade. Cerul va fi variabil în nord-vestul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în partea de sud a teritoriului. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse în general între 28 și 38 de grade, iar cele minime între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientale și 25 de grade în dealurile de vest. În Alba Iulia, Arad și Timișoara, mâine se va înregistra o maximă de 35 de grade, la Caraș-Severin și Târgu Jiu maxima va fi de 33 de grade, iar la Deva se va înregistra o maximă de 34 de grade Celsius.